icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Mănăstirea Ghighiu din județul Prahova a fost adusă și așezată astăzi spre închinare la Mănăstirea Plumbuita din București. Evenimentul face parte din manifestările religioase prilejuite de sfințirea altarului de vară din incinta așezământului monahal. Slujba va fi oficiată în ziua de duminică. Pentru Mănăstirea Plumbuita am putea spune că e un moment istoric din viața Mănăstirii Plumbuita, mai ales pentru faptul că altarul de vară care se va sfinți, care se va târnosi în duminica ce urmează, va purta hramul acoperământului Maicii Domnului. Deci am putea spune că nu la întâmplare Maica Domnului a binecuvântat această venire în mănăstirea noastră. Suntem bucuroși, emoționați pentru această binecuvântare, pentru că noi considerăm că este o binecuvântare pe care o primim din partea Maicii Domnului și ca și cum ar fi venit personal Maica Domnului aici. Prin această icoană noi am primit-o ca și cum ar fi venit personal. Alături de icoana Maicii Domnului de la Ghighiu, într-un baldachin amenajat la intrarea în curtea așezământului monahal, a fost așezată și racla cu părticele din moaștele sfinților Nicolae, Gheorghe, Pantelimon și Ioan cel Nou de la Suceava. Plin de emoție și bucurie duhovnicească, numeroși credincioși au așteptat astăzi aducerea icoanei făcătoare de minuni de la Mănăstirea Ghighiu la Mănăstirea Plumbuita din capitală. Este pentru prima dată când această icoană făcătoare de minuni și atât de iubită de credincioși ajunge în Mănăstirea Bucureșteană. Unic, niciodată n-am mai reușit până acum să ajung la această icoană și... Pentru ce o să vă rugați? Pentru sănătate, în primul rând. Ce reprezintă pentru dumneavoastră acest moment? Ceva unic în suflet. Și fără Maica Domnului nu putem sta. Bucurie. Bucurie simt în aceste momente și mă bucur cu atât mai mult când văd că vine din ce în ce mai multă lume. Am observat că a venit foarte multă lume și mai așteptam să mai vină. De ce o să vă rugați? Pentru sănătate, pentru ce este de folos sufletului. Icoana va rămâne spre închinare la Mănăstirea Plumbuita până duminică.